Val de accidente pe șoselele din țară În Bacău, un tânăr de 19 ani băut și fără permis a ajuns cu mașina într-un copac, ca minune a scăpat doar cu răni acesta nu are permis și avea o alcoolemie de 0,76 mg alcool pur în aerul expirat. În Arad, o șoferiță de 30 de ani a coborât în viteză cu mașina de pe un pod, a pierdut controlul volanului și a ajuns direct într-un stâlp. Aceasta a scăpat doar cu leziuni minore, mașina însă a fost grav avariată. Un alt accident grav s-a produs în Eforie Sud. Un autoturism a intrat într-un copac, iar două persoane au rămas încarcerate. La locul accidentului au intervenit pompierii care au scos cele două persoane din mașină. Acestea sunt în viață, însă starea lor este gravă.